Bună ziua! Distinși colegi din spațiul românesc, să zic, da? De Republica Moldova și din România, suntem astăzi la a treia zi de conferință. Este o conferință mare a întregii universități, în anul acesta destul de consistentă. Suntem la un titlu pe care are un generic, Universitatea Europeană spre o societate a cunoașterii prin europenizare și globalizare. Acest titlu avem de 8 ani. Această ediție pe care am propus-o la aniversarea 25 de ani a universității noastre. Deci este până la ziua de azi valabil și sper să fie valabil și în continuare. Este un titlu care ne unește pe toți, un titlu care a fost foarte agreat și de regretatul rector al universității noastre, academicianul Andrei Galben. Noi, sub acest generic, am încercat să strângem și să valorificăm ideile care sunt valabile pentru fiecare din secțiunile noastre, care de fapt sunt constituite prin efortul coagulat al tuturor profesorilor de la facultăți. Toate facultățile au propus niște titluri care oglindesc cum este, cum se vede Europa, cum ne încadrăm în Europa din punctul lor de vedere. Astăzi, la deschidere de la bibliotecă, eu am vorbit mai puțin formal, fiindcă a treia zi deja n-am fost la toate facultățile, nu credeți, dar nu mi-am propus, dar facultățile care mi se par interesante vin cu mare plăcere și vreau să studiez una din facultățile importante ale universității noastre. La bibliotecă am vorbit despre bibliotecile din Europa care m-au marcat, care m-au format, prin care am devenit intelectual, prin care mi-am deschis orizonturi noi, ce am văzut în aceste biblioteci, cum sunt construite aceste biblioteci, cum funcționează aceste biblioteci. Ca să vă dau doar o imagine, bibliotecile americane foarte multe m-au impresionat prin faptul că sunt se află la basement, se află la nivelul minus 1, minus 2, minus 3. Și pentru mine am zis că mi se pare că aceasta înseamnă doar un lucru, că biblioteca, fondul de carte, este un patrimoniu național, la care și universitățile țin foarte mult și în caz că se întâmplă ceva, bibliotecile sunt asigurate. Sunt ca niște piramide din Egipt, în care între totul este electronic, iai codul, intră în acest labirint, mergi prin el foarte mult și ajungi la cartea care îți trebuie. Noi avem niște parcursuri care sunt ale noastre, printre cărțile noastre și sunt foarte bucuroasă că aceste piramide și aceste cărți sunt constituite și scrise de dumneavoastră, stimați profesori ai facultății. Noi avem nu doar un fond de carte, noi avem un fond de resurse umane. Acesta este capitalul fiecare universități, resursa umană în fond. Și resursa tânără pe care dumneavoastră o formați. Dreptul este dintre domeniile prioritare. Dreptul este ceea ce constituie coloana noastră vertebrală, care ne ține, care ne menține, care face ordine, care datorează prin unii cei mai esențiali, poate, într-o țară. Ne constituim și putem suporta, exista și mergem mai departe prin aceste fundamente. Mie mi-a plăcut foarte mult titlul pe care l-ați propus în anul acesta. Este foarte amplu, foarte cuprinzător și deschizător de foarte bune perspective pe care nu sunt doar pentru o singură conferință, sunt pentru mai mulți ani. Asta ar putea să o repeți. Noi, de fapt, de la multe facultăți mai repetăm titlurile. Titlurile facultăților tot pot să fie devenite genericul dumneavoastră deja și acest titlu din anul acesta, care este următorul, știința juridică ca factor de consolidare a societății prin prisma promovării valorilor umane și a bunelor practici ale statului de drept. Bine formulat, cu o perspectivă foarte clară, la ce servește, pentru ce servește dreptul și cum o face. Eu nu fac parte din cei care ar putea comenta ceva în domeniul drept, dar suntem cu toții consumatori dreptul, dar ne dăm foarte bine seama ce ar fi dacă dreptul n-ar fi prezent, dar dacă dreptul nu ar exista și încotro poate să meargă o țară când dreptul nu funcționează.
despre consecințele acestea prăbușirii unui sistem ne dăm foarte bine seama, suntem îngrijorați, susținem reforma din justiție care trebuie să producă în continuare și în acest amplu sector al dreptului și a justiției, bineînțeles că universitățile care au aceste facultăți, și noi sunt câteva universități care au aceste facultăți, dețin un rol important. Și ieri am întâlnit un dignitar care îmi spunea cum are satisfacția că a terminat ULIM, că și-a făcut aici studiile. Universitatea rămâne și un punct de legătură între lucrurile teoretice și lucrurile practice, fiindcă sunteți profesori, dar sunt și foarte mulți și printre cei care sunt aici, iată, sunt și persoane și din procuratură, cum văd, s-au înscris personalități care sunt în diferite sectoare ale jurisprudenței și mi se pare aceste practici bune care din lor le aduc, teorie pe care o aduc profesorii, deci consemnează acel liant pe care trebuie să fie consolidată orice societate care vrea să se numească societate de drept. Sunteți o facultate cu tradiții, mai cu seamă. Și tradițiile întotdeauna dumneavoastră au fost fundamentale. Eu îi cunosc pe profesorii dumneavoastră înainte de a veni la această universitate și întotdeauna când cineva vine la universitate, se interesează în primul rând de oamenii care sunt la această universitate. Dumneavoastră reprezentați acest fond important al universității noastre și vă doresc în continuare să implementați tot ce este mai bun în dreptul din Republica Moldova și cel internațional. Să fie de bine cu această conferință și cu cei 32 de ani ai universității noastre și să marcăm întotdeauna ziua universității prin lucruri frumoase. Ori o universitate prin asta este. Manifestările, cercetarea pe care o faceți sunt lucruri fundamentale, sunt lucruri vizibile. S-ar putea ca lecțiile să fie memorabile, mai puțin memorabile. Ori un produs întotdeauna rămâne. Un produs întotdeauna rămâne. Fără produs, mama de-a suportul care ne reprezintă. Lucrările acestei conferințe, vă invit să le trimiteți în engleză, ele sunt, am acesta, este considerată conferință internațională. Vrem să menținem un ritm foarte înalt al acestei conferințe, să ne înscrim în conferințele care sunt importante din Republica Moldova și de aceea și efortul nostru trebuie să corespundă titlul spre europenizare și spre globalizare, deci și în limbi internaționale. Vă mulțumesc pentru acest efort care îl faceți. Domnul Pisarenko, vă asigur, Constantin Pisarenko, doctor conferențiar universitar, vă reprezintă interesele în Consiliul nostru științific și suntem foarte bucuroși că altfel am putut această configurație face la facultate și prin acest segment. Vă doresc succes tuturor pe parcursul acestei secțiuni. Mulțumim, doamnei prorector, pentru activitatea de cercetare și studii doctorale. Într-adevăr, după cum s-a menționat, această conferință reprezintă o platformă pivotală în care ULIM a fost întotdeauna un bastion al excelenței academice și inclusiv al dedicării de educația juridică de calitate. Știți că această conferință este dedicată în împlinirea 32 de ani a ULIM. Pe parcursul acestor mai bine de 30 de ani am fost martorii unor transformări semnificative atât în societate cât și în domeniul juridic. Iar conferința de astăzi este, din acest punct de vedere, un prilej pentru a reflecta asupra acestor schimbări. Pentru celeritatea procesului și ca să nu avem interferențe de ordin tehnogen, propun să limităm pe de-o parte timpul expunerii la 10 minute și pe de altă parte să oferim cuvântul colegilor care s-au conectat online și mă uit la cei prezenți la această oră și cred că ar fi cel mai indicat să pornim cu doamna doctor conferențiar universitar la Universitatea de Vest din Timișoara, doamna Andreea Adam-Deisner, dacă ne aude. Bună ziua, da. Cred că dacă vor colegii mei, eu asta voiam să spun, eu am liber pentru ziua de astăzi, deci am mai mult timp la... Dacă dorește cineva cumva să prezinte înainte, pentru că eu o să prezint trei chestii și a doamnei Naci, care nu poate să fie prezentă,
Și mai există o problemă încă înainte, că noi am submis 3 articole, dar am găsit în program doar 2. V-am trimis și mail. Nu vreau să vă rețin acum. De aia zic, dacă cineva dorește înainte, cu cel mai mare drag poate. Ok, mai avem și pe doamna Elena Doina Ghica. Mulțumesc, poate să înceapă Andreea și eu mi-am luat timp liber pentru a fi cu dumneavoastră astăzi. Mulțumesc. Okay. Știți de ce există conflicte de competențe negative sau, în cazul nostru, pozitive, și care oferă, mă rog, tribuna pentru celălalt. Atunci, haideți să mergem după cum am stabilit cu doamna Deisner, ulterior cu doamna Ghica, după care mai vedem. Spuneam ca să meargă conferința în ordine, să nu o să deranjeze ordinea, pot să stau. Mulțumesc! Mulțumesc frumos! Două secunde, că văd că s-a schimbat ceva în Meet și nu știu de ce nu pot să dau share la ecran. Haideți să vedem, cred că acum e ok, două secunde. Oare puteți să vedeți ecranul? Acum încerc să văd. Cred că da, urmează să... Că nu știu, s-au schimbat ei Meet-ul și de când l-au schimbat, văd că nu se mai... În caz că nu puteți să-l vedeți, îmi cer mii de scuze. Haideți două... Haideți să începeți și parcurs se rezolvă. Cred că e de la mine, două secunde numai să... Așa, se vede. Se vede? Ok, haideți că deschid atunci prezentarea. Ok, deci puteți să o vedeți. Bun. Cum am propus, voi prezenta astăzi pentru doamna Cristina Mihaela Nagy, care este decan al Universității de... al Facultății de Științe Economice în cadrul Universității Tibiscus din Timișoara, și anume avea a comparative analysis of bankruptcy and its forms in Romania and the Republic of Moldova. Aici știu că o să sar peste și o să ajung exact. Despre studiu a fost de analizat în mare parte. Pot să vorbesc în engleză? Da, vă rog. Ah, okay. The study was about analyzing different sectors in the area of automotive and other areas between 2019 and 2024. The idea was the impact before and after the COVID and the rates and the insolvency due to these disturbances. The significant highlights a need for specific measures to address unique challenges faced by the small companies and also in the agricultural sections, and the contribution of this article and of this study was to enhance the understanding of this mechanism in this economy and, as I said, during the time. Okay. So what is the concept, the context of insolvency, the economic disturbances and the different challenges, the insolvency trends with the factors such as inflation and geopolitical tensions, and in the divergence was in Romania and in Moldova there are different insolvency trends. Also, this was despite the shared geographic and historical factors. So, as you can see, in Romania, the small industries face disruptions from supply chain challenges, shifting consumer preferences during the pandemic. And in Moldova, the agricultural sector was very vulnerable due to the pandemics. What research was applied here for this article? It was a data collection strategy, and it combined the statistical reviews with the expert stakeholder interviews from comprehensive insights from annual reports.
And in Moldova, we had just from the national authorities the information. And it was a mixed method approach conducted. It was a sequential explanatory design integrating both quantitative and qualitative analysis. The data sources, as I told before, it was from the statistic agencies. Moreover, in Moldova, we used that because we couldn't find any data in Refinitiv or Orbis, from Eurostat in Romania, the World Bank, and other extensive analyses. And what reports did we took the annual industry reports and academic literature. Okay. Here are some insights as the statistical reviews and the pandemic's role during this time. I'm going a little bit faster through everything because I have to present another two articles. So what was the stakeholders' perspectives? We had some, we conducted some interviews with the industry stakeholders to provide enough data on this insolvency process and how it was conducted. And we also did a thematic analysis with teams emerging from interviews in different sectors. More is in the complete article. And what was the differences? We compared here Romania and Moldova based on economic structures and the regulatory framework affecting the insolvency. And we also discussed in the article the necessity of tailored policies responding to sector-specific vulnerabilities to mitigate those risks. The key insights was the rising insolvency rates in both countries, Romania and Moldova. And it was, as I said before, urgent policy interventions. As we are here in the law faculty, I am sure that you know about what I'm talking. And the future research directions was highlighting the need for ongoing research to explore insolvency dynamics and the recovery strategies after the pandemics, because the insolvency is ongoing in both countries. And we also had impact of the unemployment. Because as you can figure out, because of the insolvency, the unemployment rate was raised. And we had also some tips and tricks for the policymaker and to better understand this mechanism for these economic policies. So thank you very much in the name of conferenciar Dr. Cristina Mihaela Nagia that I tried to present it as good as I could. Mulțumim și vă rugăm în continuare să prezentați. Am o întrebare. Deci noi am submis, numai să știu care... Da, doar n-au încăput în pagină, dar sunt ambele și acea care se cheamă cu... Ah, bun, ok. Atunci, ca să nu... Începeți cu care vei mai... Bun, încep atunci cu a meu, că mi se pare mai... Studiu comparativ al legislației privind economia circulară, da? Așa. Da, exact, exact. Așa. Bun, haideți să sar direct. What is circular economy? The circular economy aims to redefine these traditional economic models by enhancing resource efficiency and reducing waste. It is now a very big theme in Romania. As I talked the last week with some colleagues from the Republic of Moldova, I saw that it is trending, also a very trending theme in Moldova.
So what is the importance in the EU policy? The circular economy principles are integral to the whole EU sustainability strategy, and it was highlighted in the Circular Economy Action Plan that started 2015, and it had a major break in 2024. It also said that by 2025, the whole European Union would have the same legislations and policy. And I want to talk a little bit of the waste management, because this is circular, this is crucial in circular economy, because it's impacting how products are handled at the end of their life cycle. Okay. What was the objective of my article? I tried to compare some legislative frameworks throughout Romania and Moldova, and I wanted to focus on the difference, aligned with EU directives, because Romania had in 2023 a shift, and the circular economy policy had to be adapted. So what data collection technique did I use? I made the legislative analysis through all frameworks, and my focus was on the waste framework directive. Then I did quantitative data analysis, and I used statistics on the recycling rates and on the waste generation to compare throughout Romania and Moldova. And I also had the Green Group in Romania as a case study for their policies and applications. What data sources did I use? I used the annual industry reports, especially for circular economy. And I used also some national policies from Romania and Moldova, in addition to the European Commission documents. So what was the process in Romania? Romania aligns closely with EU circular economy targets, and they achieved, as I told you before, 2023, a milestone. What are the recycling rates and productivity? The reports, and here I have to say something that reporting is, there is a gap in Romania in reporting, and not every company does sustainability and circular economy reporting. So I just had the data from listed companies, and the recycling rate was of 45%. Okay. Let me go further on. What were the challenges in Moldova? It was a very limited implementation, because Moldova's recycling rate, I only found listed companies, was of 40%. And here there are some barriers, and there is a lack in infrastructure and investment needs, because unfortunately, it is under investment, and there is not enough public awareness containing sustainability. So here I wrote something about the Green Group, and that it processes over 120,000 tons of plastic waste annually, and it is one of the most successful company implementing circular economic practices. What were the challenges here? The supply chain issues, because they struggle with security, recyclable materials, and they need EU fundings. Okay. What was here the analysis and the obstacles? Romania demonstrates that here is valuable circular economy integration, because we have the legislacy, and in Moldova we faced some challenges,
because it is the need for targeted interventions and the investment in sustainability and waste management. I had also a recommendation for the corporation because it emphasizes the potential for regional collaborations between Romania and Moldova in the waste management strategies. Okay, and what was what were the findings? Here were some process differences because Romania's EU membership provides a comparative advantage over Moldova. We hope that this issue will be regulated in the near future. And we also find the role of the private sector, that it highlights the importance of innovations in achieving these circular economy goals. Thank you very much. Vă mulțumim. Mă scăpați de al treilea. Haideți să treceți cele note, da, să treceți deja la concluzii, pentru că, după cum am menționat, articolele și prezentările au fost deja diseminate în rândul participanților și noi cu toții suntem în cunoștință de cauză. Atunci le prezint așa doar de formă pe astea două. We spoke here about the determinants of circular economy reporting and their impact on final financial performance. Seamănă foarte mult cu temele care le-am abordat înainte. Două secunde. Așa. The gap in the process was the need for more data, because in the annual reports and in the financial reports we don't find enough data on circular economy. They need further investigation and the standardized challenges in the financial sector. Așa, și investor expectation, o să spun pe scurt în român, ideea este că nu toate firmele raportează, avem nevoie de aceste raportări, deoarece investorii să știe exact ce cifre sunt și cum impactează economia circulară, sustenabilitatea și alte sectoare. Thank you! Vă mulțumim! În continuare oferim tribuna, dacă să urmăm programul stabilit, doamnei Elena Doina Ghica, lector, doctor la Universitatea Tibiscus din Timișoara, care ne va vorbi despre educația juridică în școli. Vă rog! Da, mulțumesc, bună ziua! Într-un fel mă simt ca acasă, deoarece și eu sunt absolvent de doctorat la Olim la dumneavoastră și mă bucur că sunt împreună cu dumneavoastră astăzi. Eu funcționez în învățământ la Universitatea Tibiscus din Timișoara, la Facultatea de Științe Economice, disciplina pe care o predase dreptul afacerilor. În același timp, articolul meu, Educația juridică în școli, coroborează oarecum și cu cealaltă specializare de la didactica specialității, unde predau educația juridică și didactica specialității. De ce am ales acest titlu? Pot să vorbesc în românește? Da, vă rog. Mulțumesc. Pentru că educația este un aspect care se întâlnește în viața noastră de când suntem tineri și învățăm până cât putem să învățăm până la sfârșit. Am să pornesc în tratarea acestui subiect de la cuvintele domnului Nelson Mandela, care spunea că educația este cea mai puternică armă pe care o poți folosi pentru a schimba lumea. În contextul actual socioeconomic în care societatea românească, dar nu numai, face eforturi pentru maturizarea necesară, în contextul în care mediul juridic ar putea să aibă o contribuție importantă și esențială în stabilirea progresului societății, consider că educația juridică reprezintă una dintre cele mai importante modalități de validare efectivă a omului nou. Și disciplina în care studiez acest lucru mai amplu se cheamă didactica științelor juridice,
și ajută la formarea omului care poate să practice să înțeleagă legile sănătoase și drepte și să avem un drept și un stat de drept funcțional. În sistemul din România, legea învățământului care reglementează educația juridică este legea 198 din 2023. Pregătirea în Departamentul Științelor Educative din România se face pe două nivele. Nivelul 1 pentru învățământul preuniversitar și nivelul 2 pentru învățământul superior. Iar conținuturile sunt stabilite de minister prin programe. Înțelegem că omul ca ființă socială trăiește într-o colectivitate și în care se formează anumite norme de conduită. Cu spectru mai restrâns la început și mai larg odată când societatea evoluează. Educația este un domeniu public a cărei organizare și reglementare se proiectează prin legi și se materializează prin instituții și reguli de conducere. Referindu-ne la educație privită în ansamblu, prin structură și obiective și conținut, educația trebuie să răspundă necontenit unor exigențe ale evoluției realității naționale și internaționale. Este evident că omul nu se naște om. Tot ceea ce constituie umanitate, limbajul, gândirea, sentimentele, arta, morala, nimic nu trece în organismul omului născut fără educație. Realitatea contemporană ne confruntă cu un sistem social global structurat printr-o dimensiune complexă și autoreglabilă în domenii ca cultura, economia, administrația, justiția și educația. Abordând societatea contemporană din perspectiva științelor educației, constatăm că acesta a devenit un sistem bine structurat, capabil să asigure mecanisme funcționale în timp și spațiu. Modul de dezvoltare a lumii contemporane este influențat de modul în care educația poate să satisfacă cerințele acestei dezvoltări. Orice proces de evoluție, adaptare sau integrare în societate va avea loc într-un cadru organizat, normat și reglementat. Educația poate fi abordată pe o plajă extinsă, aflată sub incidența abordărilor din domenii conexe, filozofie, sociologie, psihologie, biologie, antropologie, raportându-ne la raporturile pedagogiei cu dreptul, dreptul fiind știința reglementării relațiilor juridice dintre oameni, și instituții, dintre state, pedagogia se interferează cu acest domeniu sub aspectul teoriei și practicii din organizarea învățământului și educației pe baze juridice, legislația învățământului fiind în concordanță cu sistemul juridic al societății și cu legislația internațională care reglementează dreptul la educație. Pregătirea metodică a cadrelor, a specialiștilor, atât pentru învățământul preuniversitar cât și pentru învățământul superior, are la bază cunoașterea aspectelor pedagogice, dar și cultura de specializare. În ceea ce privește educația juridică, conținutul acestor activități are ca scop pregătirea elevului sau studentului pentru a cunoaște drepturile și obligațiile corelative pe care le au, modul în care statul român funcționează și nu în ultimul rând îi pregătește pentru viață, pentru a fi capabil să își construiască propriul comportament în mod corect și, de ce nu, să îi educe și pe ceilalți. Cunoașterea noțiunilor de bază din domeniul juridic și accesul la informațiile privind modalitățile de funcționare a statului sunt necesități importante ale democrației și ale statului de drept, ce ar trebui însușită de tineri în aceeași măsură ca și informațiile celelalte din curriculum școlar. Printre domeniile care vor face obiectul educației juridice în unitățile de învățământ din România sunt Constituția României, cu drepturile și libertățile și îndatoririle fundamentale, aspectele privind procesul legislativ, aspecte cu caracter general privind organizarea și funcționarea sistemului judiciar, dar și elemente de drept civil și de drept penal, formele răspunderii juridice, unele aspecte privind organizațiile și relații internaționale, elemente de prevenire și combatere a corupției. Educația juridică în școli și în universități implică atât partenerii justiției în acest demers, cât și alte instituții autorizate. În cadrul programului de educație juridică în școli, în învățământul preuniversitar, pe lângă partea teoretică, vor fi organizate vizite ale elevilor la Ministerul Justiției, la Ministerul Public, în alte sedii și autorități publice. Scopul imediat al educației juridice este să familiarizeze elevii cu principalele reglementări legale, statutare și regulamentare, care se aplică în viața cotidiană. Se insistă nu atât pe drepturi, dar și pe drepturi, cât mai ales pe responsabilități,
pe interdicții, permisiuni, proceduri aplicabile, sancțiuni, posibile efecte aplicări într-o procedură disciplinară sau judiciară. Tematica orelor de educație juridică este una diversă care ține cont de domeniul dreptului civil, al familiei, comercial, penal, contravențional, al transportului, al protecției consumatorului, dar și de domeniul organizării statale și judiciare, respectiv de domeniul de integrare și anticorupție, integritate și anticorupție. La mod concret, într-o oră de educație juridică, elevii studiază ce datorii au ei, ce obligații au ei, care sunt gradele de rudenie, cum pot fi prevenite infracțiunile, în ce condiții pot accesa serviciile medicale, cum identifică sau unde apelează când achiziționează produse defecte sau expirate, cum trebuie reacționat și cum se pot feri de agresiuni fizice, de agresiunile internetului, Facebook-ului și așa mai departe. Am pregătit ca un exemplu de bună practică un slide cu câteva imagini. O să-l share-uiesc imediat. Este vorba de o metodă aplicată, un scenariu, unei lecții aplicate la clasa 7, unde sunt în România, prezentate elevilor câteva noțiuni de educație juridică, despre autoritatea judecătorească este vorba. Oare se vede și se aude? Da, da. Mulțumesc. Ca să pot să vorbesc împreună cu dumneavoastră. S-a pornit în procesul de spargere a gheței și de captare a atenției printr-un chestionar. Au cerut elevilor câteva lucruri pe care le știu ei din cultura generală despre autoritatea judecătorească. Și s-au ajuns la câteva concluzii împreună cu ei. Justiția este imparțială, judecătorii se supun numai legii, justiția este unică și egală pentru toți. Apoi s-a aplicat metoda celor 6 întrebări: cine, unde, când, de ce, cum și pentru ce, lucru în care s-a întocmit această schemă care a fost prezentată tuturor și în personal fiecare și l-a notat. Autoritatea executivă, în conformitate cu dispozițiile Constituției României, este alcătuită din instanțele judecătorești, Ministerul Public, Consiliul Superior al Magistraturii. Apoi am insistat pe întrebarea ce rol are autoritatea judecătorească în hotărârea justiției în numele legii, sancționarea și încălcarea ei și menținerea ordinii de drept, ce este prezumpția de nevinovăție. Pe toată durata derulării unui proces, până la pronunțarea sentinței, toate părțile implicate se bucură de prezumpția de nevinovăție, adică sunt considerate nevinovate. O altă metodă a presupus întrebarea unde. Justiția se realizează prin Înalta Curte de Casație și justiție prin celelalte instanțe judecătorești conform articolul 126 alineat 1 din Constituția României. Autoritatea judecătorească intervine prin Ministerul Public, instanțele judecătorești, Consiliul Superior al Magistraturii este garantul independenței justiției, gestionează independența justiției și n-am să insist la tot conținutul că vreau să mă încadrez în timpul care mi l-ați acordat. Apoi întrebarea cum. Cum ar trebui să fie magistrații, judecătorii și procurorii? Sunt independenți, se supun numai legii, potrivit Constituției țării noastre, trebuie să fie imparțial atunci când judecă o cauză, nu sunt subordonați altor autorități publice, nimeni nu poate exercita asupra lor influențe sau presiuni politice, au sarcina de a asculta părțile implicate. Apoi, despre procuror, sunt organizați în parchete și în cadrul Ministerului Public, reprezintă în instanțe interesele societății, precum și drepturile și libertățile cetățenilor, își desfășoară activitatea potrivit principiului legalității și al imparțialității. Când vorbim de statutul de drept, este statul în care nimeni nu este mai presus de lege, orice om, indiferent de funcția deținută de avere sau de influență, răspunde în fața legii pentru faptele sale,
Guvernanții sunt supuși legii, garantează în mod special controlul constituționalității legilor, independența și imparțialitatea justiției, protejarea prin legea drepturilor și libertăților cetățenești. De ce este importantă autoritatea judecătorească? Pentru înfăptuirea justiției și protejarea prin legea drepturilor și libertăților cetățenești. Cum? Justiția se înfăptuiește în numele legii, este unică, imparțială și egală pentru toți, conform articolul 123 din Constituția României. Scenariul s-a încheiat cu un studiu de caz. Un elev a susținut în ghiozdanul colegului o sumă de bani. Când au fost descoperite, l-a susținut că a făcut o glumă. Cazul a fost anchetat în țara noastră. Există această comisie de disciplină și sancțiunea propusă a fost scăderea de la purtare. Considerați că sancțiunea aplicată a fost corectă, propuneți alte sancțiuni. Sigur, a fost o dezbatere colectivă cu colectivul clasei și o altă cerință au avut să alcătuiască cu cuvintele noi din conținutul lecției care au fost predate în ora respectivă. Aș încheia cu concluzia că mileniul nostru 3 ne oferă o serie de provocări și modalități la nivel conceptual, cognitiv și acțional, privind aplicarea dreptului la educație, exercitat într-un sistem național de educație raportat la standardele unei societăți. În sistemul de învățământ în România avem sistemul de învățământ de stat, precum și învățământul privat. Cred că și la dumneavoastră este la fel, nu știu. Avem programe editate de Ministerul Învățământului, care sunt obligatorii, și avem de formare. Conceptul de educație juridică este menit să promoveze statul de drept și democrație în societate, în general și în rândul tinerilor generații, în special, prin comunicarea de noțiuni de educație juridică adaptate la nivelul de învățământ preuniversitar, universitar, într-o manieră atractivă, care să conțină informații relevante și aplicabile. Vă mulțumesc pentru timpul acordat. Vă mulțumim și noi. În continuare, cu acceptul profesorilor prezenți aici, vom merge totuși la un doctorand care se află online, și anume la Irina Gabze. Irina, bună ziua! Bună ziua! Sper că mă auziți. Da, vă rog, urmează să ne prezentați un articol. Cauzele și condițiile care favorizează comiterea infracțiunilor de trafic de persoane. Vă rog, aveți bună. Da, bună ziua încă o dată celor prezenți online și offline. Este un onor pentru mine să particip în cadrul acestei conferințe științifice internaționale. Țin să mulțumesc organizatorilor pentru invitație și pentru oportunitatea de a mă expune asupra unui subiect de mare importanță. Tema despre care voi vorbi astăzi este una sensibilă, dar extrem de importantă. Cauzele și condițiile care favorizează comiterea infracțiunilor de trafic de persoane. Traficul de persoane reprezintă unul dintre cele mai grave încălcări ale drepturilor omului. Acest fenomen complex nu are o singură cauză și este rezultatul unei combinații de factori economici, sociali și instituționali, care împreună aduc vulnerabilitatea anumitor segmente ale populației și creează condiții favorabile exploatării lor. Iar înțelegerea factorilor care favorizează aceste infracțiuni este esențială pentru a putea preveni și combate eficient acest fenomen. În această prezentare voi prezenta, voi analiza factorii de risc care facilitează aceste infracțiuni, precum și condițiile care contribuie la vulnerabilitatea victimelor. Primul factor de risc pe care îl voi aborda este sărăcie și șomajul, care joacă un rol crucial în creșterea vulnerabilității persoanelor. Instabilitatea economică și lipsa de oportunități de angajare contribuie la vulnerabilitatea multor indivizi, împingându-i către situații de risc. Republica Moldova este un exemplu relevant în care o mare parte a populației se confruntă cu o sărăcie, șomaj cronic și lipsa de perspectivă economică. Această inadvenență economică sporește riscul de a fi recrutat și exploatat de către traficanți. Conform datelor Biroului Național de Statistică, aproximativ 25% din populația rurală se confruntă cu dificultăți financiare, ceea ce determină pe mulți să caute oportunități în afara țării, devenind astfel expuși exploatări. Un alt factor este lipsa educației și informării. Fără acces la o educație de calitate și fără companii de informare eficiente,
Multe persoane, în special din mediul rural, nu conștientizează despre pericolele migrației ilegale și despre metodele de executare folosite de către traficanți. Acest lucru îi face vulnerabil la tacticile manipulative ale traficanților. Ori în multe comunități rurale, programele educaționale sunt insuficiente, iar informarea cu privire la riscurile de exploatare este limitată. Companiile de sensibilizare organizate de ONG-uri nu au avut un impact, însă acesta a fost insuficient pentru a reduce numărul victimelor traficanților. Corupția. Corupția reprezintă un alt factor major care favorizează traficul de persoane. În Republica Moldova, corupția în rândul autorităților este considerată o problemă sistematică, care afectează capacitatea instituțională de a preveni și combate acest fenomen. Lipsa de resurse și investire insuficientă a forțelor de ordine face că unele cazuri de trafic să nu fie investigate corespunzător, iar traficanții să rămână nepedepsiți. Traficanții profită de vulnerabilitatea sistemului și recurg la mită pentru a-și desfășura activitățile infracționale. Un raport internațional demonstrează că Republica Moldova are un nivel sporit de corupție, iar acest lucru diminuează credibilitatea cetățenilor în capacitatea autorităților de a-i proteja. Acest aspect contribuie la diminuarea numărului de persoane care se vor adresa organelor de drept după ce au fost victime ale traficului de persoane. Eforturile de combatere a corupției sunt esențiale pentru a asigura aplicarea legilor și pentru a demonstra că traficul de persoane nu poate fi tolerat în nicio formă. Unul din motive mai este migrația masivă. Mulți cetățeni din Moldova pleacă în căutarea unui trai mai bun, însă nu toate oportunitățile sunt legale sau sigure. Migrația masivă de ultimele decenii a dus la separarea familiilor și la creșterea numărului de copii rămași fără supraveghere parentală. Acest fenomen contribuie la vulnerabilitatea copiilor și tinerilor, făcându-i ținte ușoare pentru traficanți. Estimările oficiale indică faptul că peste 200.000 de copii din Republica Moldova au cel puțin un părinte plecat în străinătate, ceea ce crește riscul de abuz și exploatare. Acești copii rămași în țară, fără sprijin parental adecvat, sunt adesea obligați să-și asume responsabilități de adult, ceea ce le afectează dezvoltarea educațională și emoțională. În lipsa unui supravegheri adecvate, aceștia devin expuși la promisiunile traficanților care le oferă false perspective de viață mai bună. Fetele tinere sunt adesea cele mai expuse, fiind recrutate pentru exploatare sexuală, în timp ce băieții pot fi forțați să lucreze în condiții precare. Disfuncțiile sistemului social. Grupurile vulnerabile, cum ar fi copiii din orfelinate, femeile cu nivel scăzut al venitului și persoanele cu dizabilități, sunt adesea lipsite de protecție necesară. Traficanții profită de lacunile sistemului social pentru a găsi victime. În multe comunități, femeile sunt considerate responsabile, inclusiv pentru îngrijirea familiei și sunt lipsite de oportunitățile de dezvoltare personală și profesională. Acesta face că ofertele de muncă în străinătate se pară atrăgătoare, în special atunci când sunt prezentate ca fiind o șansă de evadare din sărăcie. Ori stereotipurile legate de rolul femeii în societate contribuie la vulnerabilitatea femeilor, transformându-le în victime ale exploatării. Tot aici mai este și discriminarea de gen. Femeile și fetele sunt cel mai frecvent afectate de traficul de persoane, în special în ceea ce privește exploatarea sexuală. Normele sociale, tradiționale și inegabilitățile de gen agravează această problemă. Un aspect alarmant este riscul crescut pentru minori, în special cei ce provin din familii vulnerabile. Acești tineri sunt adesea atrași în capcani de traficanți prin promisiuni de câștiguri rapide pentru prestarea serviciilor sexuale, fiind convinși că astfel își pot îmbunătăți starea financiară. Traficanții manipulează aceste speranțe, iar mulți dintre minori, odată deveniți victime, ajung să-și reia activitatea în domeniul prestării serviciilor sexuale sau să devină chiar și ei traficanți, dezvoltând legături de dependență față de rețelele care i-au exploatat. Acest cerc vicios nu doar că perpetuează fenomenul, dar afectează profund comunitățile și distrug vieți. Voi vorbi un pic și despre rolul ONG-urilor și a partenerilor internaționale. În partea ce ține combaterea traficului de persoane, organizațiile non-guvernamentale joacă un rol crucial în prevenirea traficului de persoane.
oferind sprijin victimilor și organizând companii de sensibilizare. Partenerii internaționali precum Uniunea Europeană și Organizații Internaționale pentru Migrație au sprijinit Republica Moldova prin finanțarea unor proiecte menite să reducă traficul de persoane. Cu toate acestea... Dacă puteți trece la concluzie... Da, sigur. În concluzie, pot spun că traficul de persoane rămâne a fi o problemă complexă în Republica Moldova, cauzată de o combinație de factori economici, sociali, culturali și instituționali. Combaterea acestui fenomen necesită eforturi din partea autorităților, a ONG-urilor, dar și a comunităților internaționale. Doar pentru o abordare comprehensivă care să includă măsuri de prevenire, protecția victimelor și depistarea traficanților, poate fi redus impactul acestui flagel asupra societății. Este esențială îmbunătățirea legislației și asigurarea aplicării acestei, precum și creșterea conștientizării în rândul populației privire la riscurile traficanților de persoane. Mai mult ca atât, este necesar și o coordonare mai eficientă între instituțiile naționale și partenerilor internaționali pentru a preveni traficul și a sprijini victimele într-un mod echitabil și empatic. Vă mulțumesc! Vă mulțumim și noi și permiteți-mi să vă felicit cu această ocazie cu prima participare la o conferință. Domnișoara Gavzer este doctorandă și este în public și conducătorul dumneiei care o susține și pe această cale. În continuare, propun să intercalăm și vorbitori din public ca să excludem unele interpretări și permiteți-mi să ofer cuvântul domnului lector universitar, formator la Institutul Național al Justiției și doctorandul Lin Nicolae Fală, care ne va vorbi despre acțiunea pauliană în dreptul roman. Vă rog, domnul Fală, de așa, bună ziua! Deci, voi aborda un subiect destul de interesant, care face parte din materia obligațiilor civile. Deci este vorba de acțiunea pauliană sau cum este intitulată, denumită în legislațiile civile moderne, acțiunea revocatorie. Numai că astăzi vom vorbi despre acțiunea pauliană în dreptul roman, pentru că de acolo vine acțiunea revocatorie, din dreptul roman, de acolo își trage originile, configurația juridică. După cum este bine cunoscut, obligațiile civile cunoscute dreptului modern sunt rezultatul unui îndelungat evoluție a relațiilor sociale arhaice. Precursorul îndepărtat a obligațiilor moderne se regăsește în acea sferă a relațiilor sociale pe care astăzi le numim delicte civile. Deci răzbunarea, este vorba despre răzbunare, sentimentul răzbunării care, dacă e să-l analizăm dintr-un punct de vedere, ne s-ar părea că este ceva foarte rău, așa și este. Dar în același timp, răzbunarea este și un instrument de gestionare și dezvoltare a societății. De ce vorbesc despre răzbunare? Deoarece esența relațiilor în societățile arhaice era răspunderea personală pentru acțiunile prejudiciabile, care la rândul său rezulta din sentimentul de răzbunare a victimei sau apropiaților acesteia. Răzbunarea reprezenta izvorul unei puternice legături personale dintre făptuitor și victime. Treptat, pentru a evita consecințele nefaste ale răzbunării, aceasta a fost înlocuită cu acordul de răscumpărare. Și atât de aici se începe încetișor originea acțiunii pauliene. În ce consta răscumpărarea? În cazul neachitării răscumpărării, făptașul continua a fi răspunzător personal atât față de victimă, cât și de apropiații acestea. Deși relațiile obligaționale au evoluat foarte mult, totuși ideea de răzbunare stă la baza răspunderii personale
a debitorului pentru neexecutarea obligațiilor. De aceea, în societățile arhaice, condiția debitorului rău platnic era una extrem de dificilă, ceea ce ne demonstrează legea celor 12 table. Legea celor 12 table cunoștea exclusiv răspunderea personală a debitorilor pentru neexecutarea obligațiilor. De exemplu, dacă e să analizăm textul tablei numărul 3, acolo găsim o formă specifică de executare și sălită, dar destul de drastică. Este bine cunoscut că debitorul împotriva căruia era pronunțat o hotărâre judecătorească, deci care cădea în pretenții, era obligat să execute benevol datoria în termen de 30 de zile. În caz contrar, în cazul în care nu executa această datorie benevol, creditorul avea dreptul să-l rețină pe debitor, să-l aducă în fața judecății și judecata emitea adicțio. Adicțio îi oferea un statut debitorului specific sclavului. Deci devenea un instrumentum vocalis. Deci după pronunțarea adictului, timp de 60 de zile, creditorul, dacă nu primea plata cuvenită, ce se întâmpla? Era scos de 3 ori debitorul în piață, când, mă rog, se făceau târguri și dacă nimeni nu plătea pentru debitor sau debitorul nu se descurca, atunci situația devenea una destul de anevoioasă pentru debitor. Da? Evident că putea fi vândut și ca sclav, erau mai mulți creditori, puteau și să-l împartă, fizic chiar să-l împartă, să-l nimicească fizic, da. Așa, în felul acesta, ce ne demonstrează legea celor 12 table? Că personalitatea umană era considerată, ne demonstrează că personalitatea umană era considerată una indivizibilă. Deci, motiv din care executarea sălită cădea asupra întregii personalități, inclusiv atâta personalității fizice, cât și asupra patrimoniului debitorului. Treptat, de la sclavia totală, care nimerea creditorul, în dreptul roman apare o altă instituție, așa numitul nexum, sau gajul personal. În ce consta gajul personal? Majoritatea debitorilor în dreptul roman erau plebei, oameni foarte săraci, și recurgeau la acest instrument numit nexum pentru a face rost de credit. Gajau personalitatea, propria persoană. Ca ulterior, evolutiv, de la nexum s-a trecut la vendetium bonorum. Ce înseamnă aceasta vendetium bonorum? Observați că de la o relație, de la vinculum corporis, obligația treptat trece la vinculum iuris, de la o legătură corporală trece la o legătură juridică. Vendeți un bonorul. Este vorba de vânzarea întregului patrimoniu de către o terță persoană. De remarcat că în afara executării sălite întemeiate pe o hotărâre judecătorească de obligare la plata datoriei, procedura vendetio bonorum se aplica și în alte situații. Da? Vendetio bonorum era o modalitate obișnuită de executare sălită a creanțelor fiscale. Da? A creanțelor fiscale. Ulterior, pe lângă creanțele fiscale, se executau și hotărârile judecătorești în privința privaților. Da? De la vendetium bonorum, încet, încet s-a trecut la ceea ce noi astăzi numim acțiunea pauliană, la o inovație juridică care arată și dezvoltarea societății. Da? De la vinculum corporis la vinculum iuris. Și iată aici apare așa numită
așa numită novație, acțio pauliana, și se datorează înființării sau instituirii instituției pretorului. Denumirea de acțiune pauliană vine de la pretorul Paulus. Da? Cine era acest pretor Paulus? Pentru că și aici cercetătorii dreptului roman, iarăși, unii consideră că pretorul Paulus era așa numitul, era renumitul Lucius Amelius Paulus, fiul lui Amelius, cuceritorul Macedoniei, care a deținut demnități publice de pretor în 191 înaintea lui Hristos, guvernator al Spaniei în 182 înaintea lui Hristos, consul în 186 înaintea lui Hristos, cenzor în 164. Deci, acțiunea pauliană se întemeia pe edictul pretorian, care, mă rog, cine este pasionat de studiul digestiilor lui Justinian, puteți să lecturați digestul numărul 42, că și o să găsiți acolo mai multe. Deci, care erau particularitățile modelului roman de acțiune pauliană? Deci, una din particularitățile modelului roman al acțiunii pauliene consta în faptul că acțiunea s-a format din perspectiva istorică pe fundalul apărării intereselor patrimoniale ale creditorilor concursurali și doar mai târziu a fost extinsă și la urmăririle individuale. Ce înseamnă aceasta concursorale? Deci calitatea procesuală pentru exercitarea acțiunii pauliene, calitatea procesuală activă. Da? Conform digestelor, era realizată de către un curatum bonorum. Acest curatum bonorum era o persoană care reprezenta ce? Creditorii, mai întâi de a exercita acțiunea, era trecut patrimoniul debitorului în posesia curatorum bonorum, pentru această posesie temporară, de fapt, reprezenta o măsură de protecție preliminară până la obținerea unei hotărâri, ca nu cumva pe parcursul procesului să fie înstrăinat, să fie deteriorat patrimoniul creditorului. Da? Și iată, dacă îmi compara cu dreptul modern, curatorum bonorum și posesia temporară echivala cu sechestru judiciar asigurator. O altă particularitate, acțiunea pauliană putea fi calitatea procesuală pasivă, putea o avea nu doar debitorul, dar inclusiv și subdobânditorul. Da? Și mai puțin conta buna credință, cu toate că în literatura de specialitate sunt poziții diferite referitor la capitolul dat, ceea ce ține de dreptul roman, acțiunea pauliană putea fi înaintată și împotriva succesorilor debitorului. O altă condiție generală a exercitării acțiunii pauliene era consilium fraudes. Ce înseamnă aceasta consilium fraudes? Deci era necesară demonstrarea unei rele credințe din partea debitorului. Deci o participare la actul fraudulos, nu doar în mod obiectiv, dar și din punct de vedere psihologic. O altă condiție era diminuațiul patrimoniului, adică diminuarea patrimoniului debitorului. De ce? Pentru că patrimoniul, după cum am spus, juca rolul de gaj general. Mai întâi persoana debitorului, ulterior patrimoniul. Și ca să nu vă plictisesc prea mult, vreau să doar două cuvinte și închei. Vreau să vă zic că în dreptul roman acțiunea
pauliană era îndreptată nu doar asupra acțiunilor, actelor, dar și inacțiunii debitorului. Spre exemplu, dacă debitorul intenționat omitea termenul de prescripție sau prin omisiune frauduloasă nu participa la procesul judiciar, deci putea fi contestată și această inacțiune prin intermediul acțiunii pauliene. Termenul înaintării era un an de zile, ceea ce este și în legislațiile moderne civile, o să puteți găsi în diferite coduri civile, inclusiv Codul Civil al Republicii Moldova. Clar că efectul admiterii acțiunii pauliene era repunerea părții în poziția inițială. Deci era vorba de lipsirea de efecte juridice a actului fraudulos. Deci revocarea efectelor. Da? Dacă în cazul obligațiilor efectul admiterii acțiunii pauliene se manifesta prin restabilirea obligației în starea sa inițială, de parcă liberarea de datorii nu ar fi avut loc. De unde și noțiunea de acțiune revocatorie în dreptul modern. Și aș vrea să, în loc de concluzie, acțiunea pauliană odată cu căderea Imperiului Roman și dreptul roman pleacă așa la odihnă pe o perioadă de timp și acțiunea pauliană și ulterior renaște în Eviu Mediul acțiunea pauliană ca ulterior statele Europei de apus au recepționat dreptul roman, au recepționat acțiunea pauliană. În primul rând vorbim de dreptul francez și în felul acesta, fiind împrumutate condițiile, categoriile care definesc această instituție și inserate, fiind împrumutate de dreptul francez, au fost inserate în codul civil al lui Napoleon din 1804. Și alte coduri civile a secolului, legislații civile al secolului XIX s-au inspirat anume de la acțiunea pauliană care s-a născut și s-a dezvoltat în dreptul roman. Evident că sunt multe de vorbit aici pe această temă, o să aveți posibilitatea să lecturați toate aceste aspecte în detaliu aici analizate în rezultatele ca rezultat a publicării la tot ceea ce se face zilele acestea aici la Universitatea Liberă Internațională din Moldova. Vă mulțumesc și dacă aveți poate careva întrebări, eu sunt cu... Chiar dacă mai avea, nu le acordăm. Mulțumesc, da. Mulțumim, domn profesor. Facem un arc peste 2000 de ani și rugăm pe domnul Nicolae Sedlețchi să vină alături de noi ca să ne vorbească despre standardele juridice europene. Abordările ale Uniunii Europene și comparativ. Bună ziua, onorată asistență. Mă numesc Sedlețchi Nicolae, sunt doctorant la Universitatea de Studii Europene. Și astăzi vreau să vă vorbesc despre articolul meu, Standardele juridice europene, abordări ale Uniunii Europene și a Consiliului Europei și OSCE. Subiectul acestui articol îl constituie protecția libertății de conștiință în Uniunea Europeană, și inclusiv semnificația sa juridică și politică diplomatică. Sunt trecute în revistă documente cheie, cum ar fi Carta Uniunii Europene, și sunt analizate deciziile curții de justiție a Uniunii Europene. Accentul este pus pe aplicarea legii, combaterea discriminării, sprijinul acordat apărătorilor drepturilor omului și măsurile de protecție externă ale Uniunii Europene. Articolul compară, de asemenea, abordările Uniunii Europene cu standardele și practicile internaționale, oferind recomandări pentru profesioniștii din domeniul drepturilor omului, al drepturilor internațional și al diplomației. Acest studiu aplică o varietate de metode pentru a realiza o analiză complexă a
protecției libertății de conștiință în Uniunea Europeană. Accentul se pune în principal pe analiza documentelor, inclusiv și a principalelor acte juridice ale Uniunii Europene, cum ar fi tratatele, cartele și directivele, precum și a deciziilor Curții de Justiție a Uniunii Europene, privind libertatea de conștiință. Cercetarea comparativă oferă posibilitatea de a elucida abordările UE cu privire la acest subiect în contextul standardelor și practicilor internaționale ale altor organizații și cum ar fi Consiliul Europei și OSCE. Analiza juridică se concentrează pe practica aplicării legii și pe evaluarea justificării și legalității restricțiilor privind libertatea de conștiință. Analiza diplomatică și politică vizează modul în care acțiunile de politică externă ale Uniunii Europene reflectă principal principiile de apărare a libertății de conștiință pentru a înțelege pentru o înțelegere mai profundă a subiectului, sunt efectuate studii de caz privind unele încălcări specifice sau exemple de succes ale punerii în aplicare politicilor UE. Standardele internaționale universale privind libertatea de conștiință și de religie constituie un temei juridic solid pentru protecția acestor drepturi fundamentale. Statele sunt responsabile de respectarea acestor standarde prin luarea de măsuri pentru a preveni discriminarea și intoleranța bazate pe convingeri religioase. Aceste standarde contribuie la crearea unei societăți mai tolerante și mai echitabile, în care dreptul și libertățile fiecărui individ sunt respectate. Standardele internaționale servesc nu numai ca punct de referință pentru politicile publice, ci și ca bază pentru monitorizare și evaluare periodică a punerilor în aplicare. Evaluarea periodică universală joacă un rol important în controlul respectării drepturilor și libertăților consacrate în actele internaționale. Evaluarea periodică universală este un proces unic prin care Consiliul ONU pentru drepturile evaluează Consiliul ONU pentru drepturile omului evaluează respectarea drepturilor omului în toate statele membre ale ONU. Republica Moldova este supusă în mod regulat acestui proces și primește recomandări pentru a îmbunătăți protecția drepturilor omului, inclusiv și a libertăților de conștiință și religie. În 2016, evaluarea periodică universală pentru Republica Moldova a făcut recomandări cheie menite să consolideze protecția drepturilor minorităților religioase și să asigure participarea lor egală la viața publică, fără discriminare. De asemenea, s-a sugerat că ar trebui să adopte și să fie aplicate efectiv legi care să consolideze protecția libertății de conștiință și de religie. În acest context s-a subliniat că legislația ar trebui să respecte standardele internaționale privind drepturile omului, inclusiv dispozițiile Declarației Universale a Drepturilor Omului și ale Pactului Internațional pentru Drepturile Civile și Politice. Mai bine trec la concluzii. Analiza politicii Uniunii Europene și a organizațiilor internaționale în domeniul protecției libertății de conștiință și de religie relevă principiile de abordare de bază privind asigurarea drepturilor omului în acest domeniu. Uniunea Europeană, împreună cu ONU, Consiliul Europei și OSCE, apără activ libertatea de conștiință prin mecanisme juridice, eforturi diplomatice și sprijin financiar. Aceste acțiuni subliniază importanța aspectelor juridice, politico-diplomatice ale necesității de a menține pacea și statul de drept și de a preveni discriminarea și ură și violență.
Eu înțeleg că suntem limitați în timp. Vreau să-mi spun mulțumesc. Nu este nicio. Da, și cred că vreau să-mi spun mulțumesc. În continuare, permiteți-mi să ofer cuvânt domnului Eduard Bolat, consultat în Procuratura Municipiului de Chișinău, care ne va vorbi despre procedura privind acordul judiciar de interes public și acordul de recunoaștere a vinovăției, modalitățile de reglementare și aplicare. Vă rog. Bună ziua! Onorată asistență, vreau să vă mulțumesc de toate organizatorilor pentru posibilitatea oferită de a participa la această conferință. Am mare onoare de a participa alături de mulți experți în domeniul dreptului. Mai mult, participarea la această activitate este semnificativă pentru mine, evenimentul fiind găzduit de instituția pe care am absolvit-o și care mi-a deschis calea în carieră profesională de jurist. În cadrul palierului în care ne-am întâlnit, vă prezint tematica, procedura privind acordul judiciar de interes public și acordul de recunoaștere a vinovăției, reglementări și aplicare. Am considerat că fiind relevantă pentru practicieni abordarea comparativă a aspectelor ce se referă la procedurile speciale, care au menirea de a simplifica și eficientiza întregul proces penal în țara noastră. Calitatea actului de justiție a fost și va rămâne în continuare determinată de termenul în care acesta se realizează, precum și de eficiența și eficacitatea mecanismelor juridice care în ansamblul lor formează sistemul de justiție. În această ordine de idei, în ultima perioadă, legislația procesuală penală a Republicii Moldova a fost completată cu unele prevederi noi menite de a simplifica și eficientiza procedurile speciale care reglementează desfășurarea procesului conform unor reguli diferite de procedura generală, ceea ce a fost conceput ca o soluție de a determina toate părțile în proces la o colaborare și interacțiune menită de a reduce cheltuielile suportate și timpul în care se desfășoară un proces în condițiile generale. Până în anul 2023, legislația procesuală penală națională a reglementat două proceduri în care partea acuzării și partea apărării puteau conveni asupra modului de desfășurare a procesului penal, procedura acordului de recunoaștere a vinovăției și procedura de judecare a cauzei pe baza probelor administrate în faza de urmărire penală. Fiind constatată o reducere semnificativă a cazurilor în care procurorii aplicau procedura acordului de recunoaștere a vinovăției, de la 151 de cazuri în 2021, la 87 de cazuri în anul 2022 și 81 de cazuri în anul 2023. Având în vedere unele similitudini ce generează confuzii, am abordat doar aspectele ce se referă la acordul de recunoaștere a vinovăției și acordul judiciar de interes public, care a fost completat ulterior cu modificări. Un argument care a fost luat în considerație la includerea acestei proceduri a fost că acordul judiciar de interes public asigură încasări în bugetul de stat prin amenzi benevole achitate de persoană juridică, a cărui cuantum depășește amenda stabilită în baza legii penale, astfel la încheierea acordului persoana juridică achită o amendă în mărime de 3 amenzi minime prevăzute pentru infracțiunea comisă, până la 30% din cifra medie de afacere anuală calculată pe ultimii 3 ani, până la data pornirii urmăririi penale. Astfel, în lucrarea respectivă am abordat careva deosebiri ce diferențează aceste două proceduri, și anume deosebiri după subiect, deosebiri după obiectul negocierilor, deosebiri în raport cu etapa procesuală în care tranzacțiile își produc efectul, deosebiri prin prisma filtrului, controlului și aprecierii judiciare. Astfel, acordul de recunoaștere a vinovăției și acordul judiciar de interes public sunt două proceduri distincte, care se diferențează în raport cu mai multe criterii, fiind destinate pentru a se interveni la diferite faze a procesului penal. Procedura acordului de recunoaștere a vinovăției are rolul de a simplifica procesul penal și de a obține o reducere a costurilor și a timpului de desfășurare a acestuia, fiind evitate ședințe de judecată îndelungate. În același timp, modificările aduse acestei proceduri permit acuzatorilor de a utiliza această tranzacție ca un instrument mai efectiv în administrarea probatorului,
pe cauze penale complexe, fiind posibilă audierea în calitate de martor într-un alt proces a persoanei în privința căruia cauza a fost examinată în procedura acordului de recunoaștere a vinovăției. Ce ține de procedura acordului judiciar de interes public, acesta oferă posibilitatea persoanelor juridice învinuite de comiterea unei infracțiuni de a semna o tranzacție cu procurorul în temeiul căreia persoana juridică este liberată condiționată de răspundere penală, ceea ce permite acestei persoane juridice să manifeste o poziție activă în determinarea soluției de terminare a urmăririi penale și transmiterea cauzei în instanța de judecată, fiind eventual de încetare a urmăririi penale în privința sa. Vă mulțumesc frumos! Mulțumesc! Și permiteți-mi să ofer cuvântul și domnului doctor conferențiar universitar Constantin Pisarenko, care ne va vorbi despre inițiative europene în domeniul formării expertilor criminaliști în domeniul digitalizării și indicării. Mulțumesc frumos! Onorați profesori, dragi colegi, studenți, onorată asistență, am și încerca suficient să vă prezint tema articolului în privința inițiativelor europene în domeniul formării experților, criminaliști în domeniul digitalizării medicinii. Aș vrea să accentuez anumite momente în privința digitalizării medicinii, că apar fiecare an o mulțime de gadgeturi care se folosesc zi de zi de către cetățeni, cum ar fi ceasuri, smart trackere, diferite dispozitive, chiar și telefoanele mobile, care au deja anumite funcțiuni în privința înregistrării anumite date ce se referă la sănătate. Atât apar și dispozitive noi ce țin de instituțiile medicale. În instituțiile medicale tot apar diferite dispozitive care înregistrează diferite factori zi de zi a pacienților care sunt în spital. Problema este pentru criminaliști, pentru organul de urmărire penală. Sunt mai corect ar fi spus, sunt mai multe probleme, dar prima problemă este că standardele ce se înaintează față de aceste dispozitive, atât care se utilizează în cadrul instituțiilor medicale, cât și care se utilizează de către cetățeni zi de zi, formarea lor este absolut diferită. Stocarea acestor informații este diferită. Care informații se referă la anumite parametri de sănătate, tot este una diferită. Dacă noi vorbim despre gadgeturile zi de zi, pentru criminaliști este un interes reieșind din faptul demonstrării dacă au avut loc o eroare medicală sau nu. Din cauza că acești parametri care sunt înregistrați de către, de exemplu, de telefoanele mobile, ar putea fi folosite de către organ de urmări penal dacă a fost stabilit un diagnostic, a fost stabilit un anumit tratament, însă înainte de exemplu, decesul unui pacient, s-a depistat anumite abateri în parametrii sănătății înregistrate de acest dispozitiv. Deci noi am putea să folosim ca organ de urmări penal aceste date în vederea probării că inițial a fost stabilit un diagnostic greșit. Sunt anumite probleme ce se referă la stocarea acestor date și la păstrarea confidențialității acestor date. În primul rând, tot este aceeași problemă că standardele sunt diferite. Atât față de dispozitiv, cât și față de dispozitivele care se păstrează în instituțiile medicale. Dacă noi vorbim despre tehnologiile de ultima oră, noi urmează să vorbim despre blockchain. Evident că blockchain nu se utilizează cel puțin la noi în Republica Moldova, dar sunt deja instituții medicale în țară în care se utilizează această tehnologie. Și aici tot apare o problemă în privința ridicării acestei informații și examinării ei ulterioare de către organul de urmărire penală. Tot aici noi vorbim dacă noi atragem atenția la interesul atât a instituțiilor medicale,
Noi urmează să administrăm o cantitate enormă de date. Big data, cum spune în engleză, datele mari, cum spune în limba română. Și evident că o persoană este imposibil de a examina o asemenea cantitate de informații și de a depista anumite divergențe care au avut loc între diagnostic, tratament sau anumiți parametri ai sănătății. Și aici vine la ajutor atât a instituțiilor medicale cât și a criminaliștilor inteligența artificială. Însă, este o problemă cu inteligența artificială din cauza că organul de urmărire penală nu are posibilitate să se folosească de un anumit produs dacă nu cunoaște algoritmii care sunt puse la baza acestei inteligențe artificiale pentru a depista anumite divergențe între tratament, diagnostic sau diferiți parametri ai sănătății. De ce este o problemă care sper să fie rezolvată în privința standardelor care sunt înaintate față de aceste dispozitive, atât în cadrul instituțiilor medicale, cât și față de dispozitive care se utilizează zi de zi. Și plus, a doua problemă, care este una destul de mare, este pregătirea experților care sunt gata să lucreze cu acest dispozitiv, să cunoască cum să ridice corect informația care se referă la caz, fără a o deteriora, corect de a o analiza, de a pune întrebări expertului, de a dispune expertiza și de a ști cum urmează să fie analizată această informație în vederea transformării ei ca probă în cadrul dosarului penal, ca ulterior, evident că partea apărării să nu aibă careva pârghii sau instrumente de a o declara nulă, reieșând din faptul că noi nu cunoaștem în baza căror parametre sau în baza căror standarde ea a fost ridicată și analizată și ulterior deja recunoscută în calitate de probă. Deci, ca concluzie, urmează să lucrăm la integrarea noilor curicule în cadrul învățământului superior, cât și la formarea continuă a experților, ca ei să cunoască cu exactitate cum urmează să aplice aceste noi tehnologii în practică și ulterior deja cum urmează să fie realizat acest lucru în cadrul organului de urmărire penală. Vă mulțumesc frumos! Să vă mulțumim! Iată că putem spune că suntem aproape de finalul acestei conferințe și permiteți-mi să închei prin a vă prezenta laconic cercetarea mea intitulată Școli și curente doctrinare în dreptul administrativ global. Vreau să vă spun, dragi colegi, stimată audiență, că dreptul administrativ global este o noțiune care a făcut obiectul unor conceptualizări divergente și fiecare din ele s-a proiectat o înțelegere diferită a dreptului administrativ global. Iată de ce considerăm necesar să facem o scurtă incursiune teoretico-doctrinară pentru a circumscrie fenomenul dreptul administrativ global în cadrul curentelor doctrinare. Evident, lista autorilor nu este una exhaustivă, ci reprezintă mai degrabă un model de sistematizare a principalilor abordări relevante, care, așa, după cum vom vedea, pot cuprinde majoritatea conceptelor aferente câmpului doctrinar al dreptului administrativ global. Criteriul de selecție a fost relevanța și volumul cercetărilor produse la tema dreptului administrativ global. Prin expresia școală folosită în titlul acestei comunicări, înțelegem efortul colectiv de realizare a unor proiecte de cercetare susținute de o instituție cu capacitatea de a reuni cercetători cu pregătire academică solidă și cunoștințe aprofundate în materie. La acest moment există în principal două mari curente de cercetare și conceptualizare a dreptului administrativ global. Un curent nord-american, care deseori este privit ca un curent original, și cel european, în principal italian, la care se mai adaugă și un curent denumit al sudului global sau Global South, care este în mare parte precaut și reticent și este promovat de autori și școli din alte țări. Această diferențiere se justifică prin diferențele inerente semnificative între sistemele juridice americane și cele europene în abordarea și tratarea, în primul rând, a statalității dreptului, adică aspectului statal al dreptului, precum și a fenomenelor normative pe care le contează.
În sistemul juridic american, prin prisma specificului său istoric și cultural, sunt tratate aceste dogme într-o manieră distinctă față de sistemul juridic european. Astfel, în curentul nord-american putem să circumscriem școala de la Manhattan sau școala care este pe lângă Universitatea de New York. Această cercetare este ghidată de Institutul pentru Drept Internațional și Justiție, care și-a inițiat proiectul Global Administrative Law. Unii autori europeni folosesc adesea cu referire la această școală expresia școala de la Manhattan, așa cum am folosit-o și la studiul nostru. Unul dintre meritele acestui proiect a fost că se baza pe parteneriatul dintre administrativiști, cum ar fi Richard Stewart, și internaționaliști, cum ar fi Benedict Kingsbury, care au stat la baza conceptualizării acestuia pe continentul american. Proiectul Dreptul Administrativ Global de la New York se concentrează în principal pe situații în care puterea de reglementare este exercitată la nivel global, fie de către state sau organizații interguvernamentale sau chiar de actori parțial privați. Prezumția globală care este că există un drept administrativ global care guvernează conduita entităților internaționale și a guvernelor, naționale în chestiuni care, într-un fel, răspund unei necesități de guvernanță internațională. Astfel, Global Administrative Law și-a început dezvoltarea prin două direcții clare. În primul rând, a propus o nouă clasificare a organizațiilor internaționale, care erau văzute ca o administrație globală, și în al doilea aspect a fost evidențierea dimensiunii procedurale a administrației globale. În Europa avem pe continentul european, în primul rând, școala de la Viterbo. Acesta este orașul în care se află Universitatea Italiană, în care pe parcursul anului 2005-2014 s-au ținut seminarii anuale despre dreptul administrativ global, intitulate Seminarii de la Viterbo. Astfel că unii autori europeni spun că chiar dacă există concepții precum că Global Administrative Law este un concept exclusiv american, de fapt, comitent cu eforturile doctrinarilor din New York, pe continentul european, a fost promovat de către juristul italian Sabino Cassese și propunerea ca provocările globalizării dreptului să fie privite prin prisma dreptului administrativ. Datorită recunoașterii sale internaționale și a prominenței publicațiilor colective, Sabino Cassese poate fi considerat astfel un proeminent savant în acest domeniu. Există și lecturi alternative în domeniul dreptului administrativ global pe continentul european în Franța. Există Rafael Maurel, există în Portugalia, în Spania, Miguel Prata Roca și mulți alții la care din considerații temporale nu ne vom referi acum. Vreau dar să trasez în concluzie să spun că există totuși puncte convergente între autorii din Europa continentală și subiectele abordate de cei de pe continentul nord-american, și astfel că cu toții sunt de acord în privința diferenței dintre dreptul administrativ global și dreptul administrativ internațional sau internațional administrativ, în rolul statului, în sfera transnațională și așa mai departe. Totuși, datorită naturii mai procedurale dreptul administrativ în Statele Unite, astfel se păstrează o distinție clară între aceste două curente, în sensul în care există un entuziasm pe continentul nord-american în fenomenul guvernanței globale, în care este subestimat în mare măsură rolul statului. În ceea ce privește autorii din matricea europeană și continentală de drept administrativ, această abordare este puțin diferită, mai ales că la noi, pe continentul european, există și abordări privind dreptul administrativ transnațional în cadrul Uniunii Europene, ceea ce face iarăși o distinție față de autorii nord-americani, iar cei din sudul global despre care am menționat, trebuie să spunem că aceștia se bazează deseori pe dilemele globalizării, ei fiind mult mai reticenți față de aceasta, văzând în ea o formă de neocolonialism, și autorii din sudul global se bazează pe diseminarea cercetărilor privind impactul reglementării și guvernării globale
în țările din afara axei centrale pe care eu văd în Nord-Atlantică, astfel că ei doresc să promoveze mai eficient interesele în fața acțiunilor agențiilor globale. Cu astea, permiteți-mi să închei, chiar dacă am depășit puțin timpul alocat, vreau să vă mulțumesc tuturor celor prezenți pentru implicare. Vreau să vă asigur că a fost o plăcere, cel puțin pentru mine, să mă aflați aici alături împreună cu voi. Și ori de câte ori ne vom revedea la manifestări similare, vreau să o facem cu toată deschiderea și cu toată participarea. Vă mulțumesc!